Dincolo de cifre, drama celor bolnavi se vede cel mai bine prin ochii medicilor. Cei care stau de aproape 2 ani continuu la căpătâiul celor care suferă au trăit odată cu ei durerea și neputința. Fiecare pacient care ieșea din terapie intensivă pe propriile picioare însemna o luptă câștigată. Însă războiul pe care îl purtăm cu toții de aproape 2 ani cu boala nu înseamnă doar victorii. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Fetiță care vă așteaptă și un soț acasă. V-ați vaccinat? Nu. Și îmi pare foarte rău. Să schimbă totul. Dar venim să ne facem bine în primul rând. Au fost lucruri care ne-au pus pe toți sub o presiune despre care nu știam înainte. Deci a fost greu, dar am încercat să ne adaptăm. Îmi trebuie ceva mai mult până aș reuși să o scriu, până aș reuși să descriu calvarul meu și abnegația lor. Cel mai dramatic mi s-a părut pericolul de a rămâne fără oxigen la pacienții care erau infectați cu SARS-CoV-2. Tragem aer adânc în piept și ținem acolo. Ținem aerul până vă zic eu, da? Tragem. Dăm afară, tare, sus, bravo! Ne-am dat seama că ne putem depăși limitele. Dacă înainte spuneam, suntem obosiți, nu mai putem. În această perioadă, și atunci când eram obosiți, mai puteam. Vaccinul și personalul de aici, să nu-i minimizăm pe ei. Celor din linia întâi, cu respect, prețuire și admirație, vă mulțumim.